Ce bine că nu trebuie să o tratăm pe mama. Dar tu te îndoiai? De vreme vă bucurați! Mama, ce e cu tine? Dar ce e cu mine? Rochia ta. Da, e ciudată. Am decis că de mult n-am îmbrăcat această rochie, dar mie îmi place de dânsa. Dar de ce îți place? Nu știu, așa dispoziția am, misterioasă. Dar cum te simți? Perfect. Am impresia de parcă s-a schimbat ceva în mine. Ce anume s-a schimbat? Îmi pare că devin nemuritoare. Mă simt atât de bine. Cred că e efectul medicamentelor. Și ce ziceți acum? E foarte ciudată. Da, ciudată. Nici nu știu ce să cred. Ce să crezi? Totul e clar. Ea e vampir. Se comportă normal. Oare cum să o tratăm? Din cauza pățiunii tale, mama s-a îmbolnăvit. Iată și descurcă-te. Știu. Fugă, mergi la acel magazin și întreabă dacă nu au antidot. Bine. Unde a plecat Sofia? Afară e rece? A plecat la magazin. De grabă se întoarce. Sper! Acum și eu cred că ea e vampir. Interesant. Ea își dă seama. Nu e clar, dar trebuie să fim atenți. Să avem grijă de gâturile noastre. Ce faceți? Discutăm. Dar ce aia în pahar? Suc roșu de tomate. Niciodată nu mi-a plăcut, dar astăzi nu știu de ce mi l-am dorit atât de mult. Vreți? Nu, mulțumesc. Eu nu beau așa suc. În zadar. Vai, ce gustos miroase de la voi. Nu mi-am dat seama înainte. Scuze, avem de discutat ceva. Am reușit. Mai repede să se întoarcă, Sofia. Da, mama mă sperie. Mai nu m-am mușcat. Și mie mi-a părut că vrea să mă muște. Credeam că să fii vampir e interesant, dar nu e așa. Sofia, ți-am simțit mirosul de la un kilometru. Suc vrei? Nu, mulțumesc. Unde sunt ceilalți? Au plecat sus. Cred că bănuiesc ce îi așteaptă. Eu merg la ei. S-au prins. E timpul să trec la următoarea etapă. Ia! E îngrozitoare! Știm, ea mai nu ne-a mușcat! Ce ți-au zis de poțiune? Văzătorul mi-a zis că dacă bei acest ceai, te transformă înapoi în om. Ce fel de ceai e acesta? Acest ceai e din mușchi de munte, cules pe lună plină. A rămas ultimul pliculeț în țară. Important să nu stricăm! Eu pentru el am dat toți banii din pușculiță! Sper să ajute! Vânzătorul a zis 200%. 200%? Așa ceva poate fi? Așa a zis. Dar pot fi careva efecte secundare? A zis ceva, dar nu mi-amintesc. Sunt lucruri atât de importante, dar tu nu ții minte? Mi-am adus aminte. Dacă cel care nu e vampir va bea ceaiul, va deveni și el vampir. E simplu, noi nu trebuie să bem acest ceai. Mergem să preparăm ceaiul.
Eu mă tem de mama. Poate e singură să facă ceaiul. Așa nu merge. Trebuie să ne asigurăm că ea îl va bea. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine. În sfârșit ați venit, v-am așteptat! Nu te apropia! Ce s-a întâmplat? Vă temeți de mine? Ba nu, nu vreau să ne molipsim. Nu sunt contagioasă. Oricum, poate au rămas careva microbi. Am venit să facem ceai, vrei? Da, dacă turnați în el un pic de suc de tomate. Aha, o să turnăm. Ați văzut cum s-a schimbat la față? Seamănă cu un vampir adevărat. Boala progresează. Trebuie urgent să-i dăm ceaiul. Acesta e pentru mama. Ați memorat? Da. Ceaiul e gata. Ce aromă plăcută! Bea, e gustos. Bea, cât e fierbinte. Mă puteți ajuta? Da. Poftim. Am crezut că ceaiul va fi mai gustos. Ceaiul e foarte gustos. Nu am gustat așa ceva niciodată. Nu! Ce e cu el? Cred că a fugit la baie. Posibil! A băut toată cana de ceai. Și noi plecăm. Stai! Stai încă puțin cu mine. Te rog, nu trebuie! Bine, dar voi trebuie să-mi aduceți mâncare. Orice, nu mai lasă-mă! Vreau carne și multe. A fost un plan ideal. Cum a putut să nu funcționeze? Cine putea ști că ea va schimba cainile? Oare ce ne vom face? Mama se transformă tot mai mult într-un vampir răutăcios. Cu mama e clar totul, dar ce e cu tata? Să o hrănim pe mama, cât pe noi nu ne-a mâncat, și să mergem la tata. Dacă și tata va deveni vampir? Trebuie să găsim o altă modalitate ca să-i tratăm. La magazin mai este un medicament, dar e prea scump. Cât de scump? 100.000. 100.000 un medicament? Nu avem atâta! Lasă că inventăm ceva! Sau ne vom transforma în familia de vampiri. Ți-am adus mâncarea. În sfârșit! Mama? Usturoi! Ați vrut să mă omorâți? Păi, îți place usturoiul? Niciun fel de usturoi! Sunt flămândă! De aceea o să vă mănânc pe voi! Nu vă apropiați de mine! Tata, cum te simți? Simt că mă transform în vampir! Nu știu, cred că da. Oare ce va fi dacă îi vom zice mamei că tata e vampir? Care e sensul? Poate ea ne va ajuta și vom inventa ceva împreună. Simt încă puțin și o să vă atac. Simt această energie în vene. Tata, ne sperii!
idee. Poate tata vorbește cu mama, doi vampiri pot găsi limba comună. Merge! Dar dacă ea mă va mușca? Ce importanță are dacă tu deja ești vampir? Oricum, îmi este frică. E șansa noastră! Nu! Sper că va reuși. Miroși, de parcă ești din gașca mea. Vrei? Mulțumesc, dar vreau să vorbim serios. Despre ce? Mai pe scurt, tu ai băut poțiunea Sofiei și ai devenit vampir. Vampir zici? Numai nu râde, e adevărat. Am presupus, dar îmi place să fiu vampir. Dar noi trebuie din nou să ne transformăm în oameni. Și tu ești vampir? Da, am vrut să te tratăm, dar am devenit și eu ca tine. Poate asta e spre bine. Chiar și gustul acestui suc s-a schimbat. Da, e altfel. Acum suntem nemuritori. De ce să ne transformăm în oameni? Nu m-am gândit la aceasta. Și ne vom învăța să ne transformăm în lilieci? Da, super! Dar există riscul că vom mușca fetele, dar ele tare se tem de asta. Le vom mușca, ele tot vor deveni vampiri și vor înțelege cât de bine e asta. Poate ai dreptate? Poate tata a convins-o pe mama. Hai să ieșim. Ați vorbit? Nu vă faceți griji, am discutat cu tata. Bine, deja ne făceam griji. Ne-am consultat cu tata și am decis că voi trebuie să deveniți vampiri ca și noi. Ce? Tata, tu trebuia să o convingi și să se trateze. Eu am luat altă decizie. Credeți-ne, așa o să vă fie mult mai bine. Doar o mușcătură și gata! Fetelor, sunteți atât de amuzante! Mama, nu ai de gând să ne muști? Sigur că nu! Ați decis să nu o faceți? Să nu o facem? Eu nu sunt vampir! Păi tu ai băut! Eu, întâmplător, v-am auzit discuția și am hotărât să vă fac o farsă. Asta e farsă? Foarte amuzant! Ha-ha-ha! Data viitoare o să știți cum să ascundeți de mine informația importantă. Este că nici eu nu sunt vampir? Sigur că nu! Da, dar poțiunea era adevărată? Sofia, nu vreau să te supăr, dar în acel magazin se vând doar suvenire. Mă bucur că nu trebuie să tratăm pe nimeni. Prieteni, dar vouă v-a plăcut acest video? Sigur că da, ei mereu ne dau multe like-uri. Și de data aceasta nu e excepție. Prieteni, vă mulțumim că ne dați like și vă abonați!